Rețelele de apeduct se extind în localitățile rurale, în satele Dondușeni și Plop din Rainul Dondușeni. Peste 2000 de gospodării au apă la robinete. Mersul lucrărilor la cele două proiecte ecologice finanțate din bugetul de stat prin fondul ecologic cu aproximativ 19 milioane de lei au fost inspectate de ministrul în exercițiu al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju. În satul Dondușeni, în cadrul proiectului ecologic, au fost construiți 13 km de apeduct. Tot aici a fost ridicat un turn de apă și amenajat un rezervor. Costurile lucrărilor, care au demarat acum jumătate de an, au depășit 6 milioane de lei. În rezultat, 400 de gospodării au apă în robinete. Localnicii declară că au așteptat de mult realizarea acestui proiect, iar seceta de anul trecut i-a convins o dată în plus că nu există nimic mai scump ca apa. Situația acum cum este la noi în Moldova, fântânile, foarte multe fântâni au rămas fără de apă și suntem foarte mulțumiți că este și mulțumim și domnul primar pentru ce își sărui pentru localitatea noastră. Foarte important, mulțumim domnului Șlăteț care ne-a dat ajutor cu apă, e clar, și de spălat e bună și de băut. Mai scurt, care lumea înțelege. Cine înțelege, asta e ceva bun. Apa e bună, e clar că e bună și în sat și unde este, e apă. Dar totul e important atunci când e mai aproape. Că noi îmbătrânim și trebuie să fim mai aproape la un robinet, la o baie. E foarte bine. Mulțumiți sunt și locuitorii satului Plop din raionul Dondușeni. Aici, în cadrul unui proiect similar la apeduct, dar și la canalizare, au fost conectați aproximativ 1500 de localnici. Rețeaua de apeduct are peste 21 de kilometri, iar cea de canalizare are o lungime de peste 2 kilometri. Proiectul a mai prevăzut construcția unui turn de apă și a unei stații de pompare. Costul total al proiectului este de aproximativ 12,5 milioane de lei. Pentru mine personal, în primul rând, e important, fiindcă avem acasă și apă și canalizare și e un lucru foarte necesar la toată lumea, dar în principal familia mea e foarte mulțumită. Ne așteptăm de multă vreme, fiindcă canalizare ca atare noi am avut mai de mult, dar am făcut așa cum se faci pe la sate, în fundul grădinii și vine mașina, chemam mașina care o curăță și așa ne folosim, dar la moment nu simțim noi dificultățile astea, fiindcă e bine, foarte bine. E foarte important, fiindcă la noi calitatea apei este foarte reansată și majoritatea fântânilor scadă, apă e puțină și deci era necesar de mult timp de avut acces la apă potabilă, tot așa și la canalizare, fiindcă mare majoritate din locuitorii satului sunt în vârstă și foarte greu să mișcă. Primarii celor două sate sunt solidari în opinie. Ei afirmă că fără susținerea autorităților centrale nu ar fi reușit să realizeze aceste proiecte, deoarece bugetele locale sunt modeste. Pentru un proiect pentru alimentare cu apă unui sat este foarte necesară susținerea guvernului, că bugetul a oricărui sat din Moldova nu își permite o astfel de sumă mare. Când este apă în caz la robinet, viața se primește că e ca la oraș. Aceste proiecte nu puteau fi realizate de către administrația publică locală, deoarece bugetul este șubru. De asta și am, având proiectele, am mers și am căutat careva surse din exterior care să ne permită finanțarea și aducerea acestor oportunități pentru cetățeni. Deci am avut o participare și o colaborare și vom avea, sper în viitor, o colaborare destul de bună cu Fondul Național Ecologic Național, care, practic, au finanțat 85% din costul proiectului. La rândul său, președintele raionului Dondușeni, Valentin Cebotare, susține că după seceta din anii trecuți, multe localități din regiune se confruntă cu un deficit de apă potabilă. Funcționarul speră că pe viitor proiecte similare susținute de guvern vor fi implementate și în alte sate din raionul pe care îl conduce. Еще одна головная боль, которая уходит с плеч примарей и местных администраций. Поэтому мы желаем, конечно, есть еще у нас села, которые нуждаются в потреблении, нуждаются в питьевой воды и технической, и питьевой. И надеемся, что этот проект, он будет, государство будет беспокоиться, и он будет имплементироваться дальше. Мы будем иметь питьевую воду для каждой граждан и в каждом доме, чтобы была питьевая вода. Это самое-самое первое необходимое. Ministrul în exercițiu Ion Perju este solidar cu reprezentanții raionului Dondușeni. Potrivit oficialului, fiecare locuitor al Republicii Moldova merită să trăiască în condiții decente. Ce contează astăzi e ca
satele noastre să reînvie. Iar pentru ca satele noastre să reînvie, viața la sat, condițiile de bază trebuie să fie asigurate. Nivelul calității vieții trebuie să fie nu mai joasă decât viața la oraș. Cetățeanul trebuie să aibă condițiile de bază. Acces la apă potabilă, acces la canalizare, drumuri, acces la gaz, gazificarea satelor, toate aceste condiții trebuie să fie. Și atunci când infrastructura economică de bază este asigurată și agenții economici vor fi bucuroși ca să vină în sat. Această conlucrare este foarte importantă pentru că, de fapt, proiectele sunt elaborate de administrarea publică locală, de primării. Nu ministerul elaborează aceste proiecte. Primăriile, în primul rând, știu care sunt necesitățile de bază a populației. În prezent, în raionul Dondușeni, sunt în desfășurare alte 3 proiecte similare în satele Briceni, Horodiște și comuna Sudarca.